Bine, v-am regăsit, oameni frumoși. Suntem în această după-amiază frumoasă cu o invitată pe care o cunosc de foarte mulți ani, chiar sunt foarte mulți ani, și care mi este foarte dragă pentru că activează în domeniul în care și eu activez, și de altfel așa ne-am și cunoscut. Vine din București, special pentru noi, și o să o prezint direct, și apoi vom vorbi împreună despre tema pe care am ales-o de comun acord. Invitată, moașa Vania Limban. Bine ai venit, Vania! Mulțumesc de invitație pentru Țara și, și vouă, celor care v-ați din timp și sunteți acum aici, vă mulțumesc! Și celor care ne vor privi, videospectatorilor noștri, cu siguranță și lor le transmitem toate cele bune. Avem în sală, într-adevăr, și spectatori și chiar și din breazlă. Ceea ce este deosebit pentru mine. Astăzi, dar nu numai astăzi, este sănătatea și sănătatea femeii, în mod special asta pentru că și eu sunt femeie, dar și pentru că noi, femeile, suntem cele care. Avem cele mai multe situații de întâmpinat în viață prin faptul că naștem, prin faptul că avem copii de care ne ocupăm direct și atunci, cumva, responsabilitățile noastre sunt mai multe, sau cel puțin așa ne par. Și pare că bărbatul este un pic mai liber sau mai libertin și că pe umerii lui nu atârnă atât de multe greutăți. De aceea am ales să vorbim despre sănătatea femeii la toate vârstele, despre mame, despre femei însărcinate, despre bebeluși chiar și femeile de toate vârstele. Și să direcționăm cumva către o anumită zonă și acea zonă intimă, zona de unde încă din antichitate, dar nu numai, sau din toate vremurile, s-a vorbit și s-a povestit că este o poartă de intrare către celelalte zone, este chiar o ceacră care deschide toate celelalte ceacre și de aceea am ales să ne ducem și către această zonă, nu o să o abordăm atât de mult, sunt două, trei vorbe pe care sigur Vania ni le va spune însă haideți să plecăm la drum în discuția noastră cu câteva lucruri despre moașa Vania, în primul rând moașa așa când spui moașă Vania da. este într-un fel pentru că oamenii nu se mai așteaptă să mai fie această denumire care pare destul de perimată pentru ceea ce noi trăim astăzi, ea este înlocuită cumva de asistentul medical, însă trebuie să știm că, și să știți că avem și facultatea de moașe la care e, Vania a fost un, un om implicat, un om care a pus bazele acestei facultăți și aș vrea să te las pe tine să vorbești un pic de acest demers care nu a fost ușor, care pe noi ne ajută. Noi, în la noastră, știm că există această denumire de moașă, dar să știi că pentru oamenii din jurul nostru, care nu sunt de specialitate, foarte greu să prindă această denumire, lucrează moașa Vania de peste 40 de ani, nu spunem că sunt mai mulți, dar 40 de ani, cam. cam așa, în acest domeniu, ca moașă și antreprenor de, cred că 20 de ani, pentru că și-a dorit cumva să aducă femeilor sănătatea mai aproape și să le fie mai la îndemână. Și chiar așa și este. Vania lucrează cu gravide, lucrează cu mămicile care nasc, ajută femeile să nască natural, să alăpteze, pentru că acum este o modă să naști prin cezariană, să alăpteze artificial și o să spun apoi și cum ne-am cunoscut, dar Moașa Vania ai cuvântul acum să povestești un pic despre implicarea ta în această denumire și cum ai și dus mai departe activitatea Da, aș începe prin a spune că eu așa la bază într-adevăr am fost asistentă de obstetrică, ginecologie așa mi-am început activitatea și pentru mulți ani asta am și fost Desigur că titulatura de mașă a venit cumva dintr-o direcție neașteptată în 2007, când Uniunea Europeană a impus României recunoașterea unor profesii printre alte condiții, bineînțeles, care cumva obligau România, dacă vroia să intre în Uniunea Europeană, să le respecte. Așa că una dintre condiții incredibile a fost și recunoașterea acestei profesii pe care noi am adus-o la un alt nivel. Tu ai dreptate, Petruța, pentru că moașa cu ani în urmă și dacă le întrebați pe bunicile voastre sau pe mamele voastre, or să vă spună că, mă, oh, păi moașa era acolo în sat, era o, erau moașele tradiționale care chiar nu aveau niciun fel de studii, ulterior au fost moașele cu un gen de școală profesională de 2 ani. Deci, într-adevăr, Asta era și asta a fost pentru foarte mulți ani așa, dar din 2007 la cerința Uniunii Europene a trebuit să facem legislație, a trebuit să ne adaptăm cerințelor de educație ale directivelor Uniunii Europene și să facem o curiculă de facultate de patru ani. Și, desigur, a trebuit să dăm și o titulatură acestei licențiate, ca să zic așa. Au fost foarte multe discuții, exact ca și la voi, probabil, când v-ați gândit să faceți afișul întâlnirii de astăzi și cum o, să treceți, cum o să mă treceți pe mine acolo. La fel au fost și atunci foarte multe discuții, mai ales din partea colegilor mele, care sub nicio formă nu vroiau să se numească moașe. Am încercat să le aduc foarte multe argumente. Le-am spus, uite, hai să luăm în engleză, în franceză, în germană, în rusă, în maghiară, în orice limbă vreți voi. Această profesionistă are o titulatură specifică care o deosebește de un asistent medical, pentru că este o diferență între aceste două categorii profesionale. Sigur că ele au o umbrelă comună, da? dar ca și profesionistă, Profesii sunt diferite. Deci, până la urmă, am adoptat această titulatură și le-am spus colegilor mele că într-o zi nu le va mai fi jenă să spună că sunt moașe, pentru că ele vor avea studii superioare, pentru că vor fi tratate ca atare și că mentalitatea oamenilor se va schimba. Așa că astăzi suntem într-un moment de acest gen, nu cel mai fericit însă, pentru că odată cu această cerință, nouă universități din București în 2007 și-au înființat câte o facultate de moașe, a fost un val mare de asistente de obstetrică ginecologie care lucrau în maternități, care lucrau în zone aferente, în dispensare, cum existau la vremea aceea și asigurau îngrijirea înainte sau după naștere. Deci a fost un val destul de mare, dar după ce acest val a trecut, lucrurile au intrat într-o perioadă de umbră, ca să zic așa, pentru că treptat, treptat numărul candidatelor a început să scadă și a scăzut atât de mult încât treptat, treptat au început să se desfințeze facultățile, astfel încât în clipa de față din cele nouă înființate în 2007 a mai rămas una singură la Galați și mai este una care funcționează, s-a înființat mai târziu la Târgu Jiu, Cred că de anul acesta este acreditată. Desigur că vina nu vine din partea noastră, vina vine din partea universităților care n-au știut să promoveze această facultate din cadrul universităților. Pentru că sistemul nostru are o mare nevoie de moașe. În toate țările unde moașele există, ele asigură o parte din îngrijirea femeii în perioada de sarcină, după naștere, la naștere, în perioada de menopauză. Deci ele acoperă această categorie de îngrijiri pe care medicii n-au cum să o acopere. Medicul este un profesionist specializat în patologie. Corect. Moașa și este în evaluare. Da, Moașa este specialistă specializată în sarcina fără probleme, nașterea naturală, postnatal, în îngrijirea mamei, în alăptare și chiar și în zona asta, așa după cum v-am spus, de premenopauză, menopauză. menopauză. Uh, mai vreau să spun, apropo, ca să -mi, cumva să-mi uh, justific această afirmație, în clipa de față, deci uh, am avea nevoie cam de 11.000 de uh, moașe, uh, iar noi avem, nu știu dacă mai avem în jur de 700 din cele care au ajuns moașe licențiate, și dintre care unele chiar au și plecat. Pentru că să știți că în străinătate mașele câștigă foarte bine și sunt foarte apreciate și uh, au un cu totul și cu totul alt statut față de ceea ce se întâmplă în România. Vania, astea sunt probleme cam în toate domeniile, cred, și nu neapărat că este o meserie nouă, pentru că ea nu este o meserie nouă, nu, dar nu. se întâmplă asta în foarte multe domenii. Mulți s-au mutat în privat și sunt convinsă că. Cumva acest privat a luat ceea ce ar trebui să fie la stat și atunci există asistentul medical, asistent, da, că de obicei sunt femei și uh, nu face ce face o moașă, însă cumva acoperă, este un om acolo care face și el ceva. Și nu se mai justifică plata, pe cum bine știm că și universității acum s-au închis și sunt în online... Uh, pentru că fac cumva economie da. la căldură. Probabil că ceva similar se întâmplă, uite, vezi, în zona asta sau au prevesti cu ceva timp înainte. Aceasta fiind o stare, de fapt, este o stare care nu ne lasă sau nu ne dă nou acces femeilor către această zonă, dar, repet, în privat se întâmplă și în online, în mod special, multe, o să vorbim despre asta. Aș vrea să mai aduc în atenția celor care ne urmăresc acum în direct, dar și celor care vor fi videospectatorii noștri. Și despre faptul că femeia nu înseamnă numai cea care naște și care are bebelușul, ci și femeia care a născut și care, așa cum ai spus, urmează la un moment dat al vieții ei să ajungă la menopauză. Fie că vrem, fie că nu vrem, însă sănătatea femeii, Vania, vine de acolo. Și aș vrea să spun înainte de a începe să povestim un pic în această zonă a intimității și a sănătății, despre cum ne-am cunoscut. Te știu de când eram studentă și eu, adică până în anul 1999, când am terminat. O colegă de-a mea avea licența la, uh, luată în zona asta de gimnastica medicală a gravidelor, așa, cred că chiar așa se intitula uh, Tema ei și m-a pasionat și pe mine. Așa am ajuns să vin cu ea la tine. Lucrați undeva la IOMC și mi era foarte drag, mi-a plăcut foarte mult această zonă. Cumva, și după ce am terminat, știi că ne-am mai cunoscut, noi ne-am mai întâlnit în București, m-am venit la tine, apoi am făcut lucruri împreună chiar pe bebelușul meu primul născut, pe Petru Bogdan, l-am adus la București la gimnastică acvatică și am vrut așa să-l prim până în șase luni să lucrăm acel reflex de apnee pe care să-l păstrăm pe perioadă îndelungată. Nu se făcea în Pitești, dar pentru că o știam pe Vania, am ales să facem acest lucru și chiar veneam săptămânal cu Petru la București. Extraordinar a fost pentru că eu am putut să am acces știind și fiind în domeniu. Nu știu dacă la alt fel aș fi avut cumva cunoaștere. Știu că ai ajutat multă lume, ai inspirat foarte multe femei, le-ai inspirat să-și facă business-ul personal, cumva fie că ai vrut, fie că nu ai vrut. Și lucrând de atâția ani, adică sunt peste 20 de ani de când te știu și eu sigur că s-au întâmplat multe, ai... Tu personal ai participat la foarte multe lucruri, și chiar în domeniul științific. Știu că și acum scoți un audiobook, o carte, adică sunt multe lucruri în zona aceasta. Este experiența ta de o viață pe care tu o împărtășești, și acum ești aici cu noi să ne spui din această experiență a ta și să vorbim despre sănătatea femeii. Vania, ia, sănătatea femeii, de ce spunem totuși că vine din această zonă intimă în care. Pare așa un tabu pentru că oricum se vorbește destul de greu și pe la colțuri. Cum vine ea? Pentru femeile care ne urmăresc, dar și pentru bărbați, că deși pare că este o misiune doar pentru femei, are legătură și cu bărbatul. <laughs> pentru că știm că atunci când mergem la Vania, să știți că se merge în cuplu, sunt și bărbații care asistă, care participă la ședințele de masajul bebelușului, la masajul gravidei, chiar în apă, intră tăticii de obicei ca să fie așa un entuziasm. Deci cum plecăm de la această zonă către sănătatea generală? Aș vrea să mai adaug ceva la ce am spus înainte și după aia o să-ți răspund la întrebare. Deci, mulți ani am lucrat la Spitalul Universitar din București, la sala de nașteri, am fost moașă șefă acolo și la un moment dat, da, mi-am dat demisia, multă lume a privit foarte uimită vis-a-vis -vis de gestul meu. El, sigur, a fost justificat prin faptul că eu nu mă mai regăseam în acea practică de spital, se făceau foarte multe și în continuare se fac foarte multe cezariene. Femeile nu mai știau când veneau la sala de naștere că pot să nască natural. Din start decideau să nască prin cezariană, fie că era nevoie, fie că nu era nevoie. Alăptarea nu mai era stimulată. Dar ți se pare că și... s-au schimbat multe lucruri? Prin unele părți poate totuși să s-au schimbat și ăsta a fost motivul în care și momentul în care eu am luat decizia să merg într-o practică independentă. N-a fost o decizie rea, dar n-a fost nici cea mai bună decizie. Și că dacă o colegă m-ar întreba în aceste vremuri dacă ar trebui să ia această decizie, ea aș spune să se gândească foarte bine, pentru că. Încă sunt foarte multe reticențe, încă sunt foarte multe uh, probleme care nu s-au rezolvat. Uh, să știți că, uh, sau cele, am înțeles că sunt și uh, două colegi aici, uh, anul acesta legea care s-a dat în 2007 face socoteală câți ani au trecut. În sfârșit va avea niște norme de practică care ne vor permite să avem un cabinet de practică independentă cu toate beneficiile și cu tot ceea ce implică o practică independentă. Pentru că eu, la momentul în care mi-am dezvoltat centrul, Active Center, a trebuit să merg pe, o, pe un SRL, că nu exista. Inclusiv statutul meu de moașă independentă, mă duceam la Ordinul Asistenților Medicali și ai Moașelor și mă întrebau și unde să vă punem pe dumneavoastră. Păi puneți acolo, faceți o categorie separată de moașă independentă. Uh, sigur că uh, asta m-a ambiționat în timp. Chiar dacă lucrurile au mers așa cum au mers, uh, printr-o asociație, prin asociația noastră profesională, eu am beneficiat de foarte multe programe de educație. Asta m-a și obligat moral, dacă mă credeți, să nu rămân în Statele Unite, unde am avut o propunere foarte bună, și să mă întorc și să contribui la curicula care s-a făcut pentru moașe, la finalizarea uh, legislației. Iar acum, în clipa de față, în continuare consider că misiunea mea nu a fost îndeplinită până nu se vor reînființa cele nouă facultăți. Deci, de curând m-am întors de la Galați, unde este singura facultate de moașe care a mai rămas și unde am făcut un workshop de alăptare cu studentele din toți anii de la Facultatea de Moașe dar și un workshop despre menstruație cu elevele de la unul dintre cele mai bune licee din Galați, Liceul de Biologie. Mă crede sau nu, au venit 72 de eleve și am zis, ce temă mi-am propus eu să discut menstruația? Așa sunt de interesate fetele? Da, să știți că sunt foarte interesate pentru că le-am explicat. Corpul vostru este ca un templu da, nu trebuie să îl supuneți unei sarcini. Dacă chiar vreți să vă începeți viața sexuală și vreți să decideți lucrul acesta, și poate unele dintre voi aveți fete mari și poate sunt într-un asemenea moment al adolescenței este decizia voastră ceea ce vreți să faceți, dar nu supuneți corpul vostru unei situații care ar putea să fie dramatică și pentru voi și pentru naștere chiar măcar în sensul în care trebuie să nașteți printr-o operație cezariană. Adică învățați să vă protejați, învățați să știți, să vă respectați acele momente în care de lucrurile acolo pleacă, nu sunt permise. Vania, de aceea ziceam de sănătatea intimă care dă un ton în tot ceea ce înseamnă sănătatea femeii, pentru că știi, se și spune că o mamă în casă fericită este toată familia fericită da. și nu e întâmplător că de la asta se referă. Da, o da. femeie în care hormonii uh, sunt cumva uh, temperați, ca să mă exprim așa, la vârste foarte fragede și știm ce înseamnă adolescența, preadolescența, care presupune niște eforturi, dar dacă ei știu și-și asumă că de fapt e adevărat că trebuie să fie informați, așa cum spui tu, pentru că acasă părinții nu prea știu cum să o facă, și atunci de undeva trebuie să vină această informare a lor cu consecințele, da, și da, anticoncepționalor pe care le folosesc, și vârsta la care le încep, și întreruperi de sarcină dacă sunt, și, și sunt, și așa mai departe. Pentru că dacă vorbim de sănătatea femeii, vorbim de sănătatea fe fetițelor de la naștere până când închid ochii, aceea este sănătatea femei și ea pleacă strict dintr-un punct. Da, să nu-și mai aduce aminte, bine, eu am mai venit între timp când și-a inaugurat ea centrul la Mioveni, în sfârșit asta a fost o paranteză, dar la momentul acela, tu nu-ți mai amintești, eu îmi doream foarte mult să înceapă programe acvatice la Pitești, la Pitești da. da, și îmi doream foarte mult să fac și o facultate de moașe aici, sunt foarte multe piteșteni Care să știți că au nevoie de moașe Și care săracele vin pe la București Dar știu, de... eu n-am venit și da, ți-am da, mai da. și trimis a, Adică așa. și acum vorbesc despre tine Și spun uh, mamelor Acum introducerea a fost foarte mare Dar n-am să mă opresc Până nu spun și ce mai am de spus Că se spune că o moașă trebuie să fie Totdeauna foarte puternică Și asta o ajută să țină În, în control Gravida, mama, da? și să o ajute. Cineva m-a întrebat, cineva care a văzut afișul vostru pe Facebook, m-a întrebat, dar de ce te duci tu la Centrul Cultural din Pitești? Ce treabă ai tu cu... De unde și până unde? Și atunci asta m-a îndemnat să citesc și să mă uit puțin și să mă documentez, da? Ce este cultura și, practic, cum influențează ea sănătatea noastră, a oamenilor, a femeilor, da? Mi-am selectat două lucruri. În primul rând, faptul că atunci când vorbim de cultură, vorbim de un concept complex, da? Care include toate valorile da, oamenilor, indiferent în diversitatea lor, indiferent de rasă, de religie sau de alte aspecte, deci include toate valorile care țin de cunoștințe, de credințe, de înțelegerea lumii înconjurătoare și alte aspecte. Există o influență a culturii asupra sănătății și ea este foarte, foarte mare, pentru că practic cultura influențează și afectează modul în care oamenii percep starea de sănătate, prevenție și tratamente pentru care oamenii din societatea respectivă optează boala, cauzele bolii, decesul, modul de exprimare al durerii. Am vrut să fac această mică introducere tocmai pentru acei prieteni ai mei care, dacă vor intra în online, să înțeleagă de ce am acceptat această invitație, pentru care mulțumesc atât doamnei directoare a Centrului Cultural, cât și Petruței, și v-am spus și celor câteva doamne care sunteți aici. Îi spuneam lui Petruța, doamne, am fost înainte de Galasa Chișinău, a fost acolo, bine, am fost într-un concept puțin extra, unde am avut vreo 400 de persoane care au venit la acel eveniment, dar am fost și la un eveniment cu moașele de acolo și au fost foarte multe. Noi ne-am pierdut interesul, să știți. M-am uitat la moldoveni, eu merg cam de 15 ani acolo, mă cheamă Vania, dar să știți că nu provin din acea zonă, dar dacă moldovenii au ceva și reușesc și aici și la noi, foarte bine, Uh, reușesc pentru că și-au păstrat dorința de a le merge mai bine, dorința de schimbare. Nu știu, uneori de ce eu percep aici așa, că parcă noi am ajuns, eu din, ca, din, zona categoriei mele profesionale, dar uneori și din zona femeilor. Pentru că știți ce interesate sunt acolo femeile de problemele astea de sănătate intimă și... Vania, dar sănătatea, asta am vrut să spun, sănătatea femeii vine și din at fi într-un fel ca aspect pe afară dar și prinăuntru. Sigur că ele se aranjează și întotdeauna moldovencele și rusoicele au fost frumoase la orice vârstă. Așa e. Și eu am cunoscut să știi, o profesoară era din Chișinău, eu nu știam că se preda în facultăți sexologie. Era profesoară de sexologie și pentru mine eram ele era la liceu când a venit la noi în casă, această femeie care era de o frumusețe extraordinară, o moldoveancă frumoasă, frumoasă. Și uh, am rămas surprinsă, eram atât de surprinsă de cum poate să există această disciplină. Uh, pe mine m-a ajutat apropo ce spui de cultură, uh, m-a ajutat cartea de sexologie pe care mama mea o avea în casă pe lângă dexul care era nelipsit și pe care eu l-am moștenit, așa că și uh, dar uh, al uh, familiei mele și multe altele la care am avut acces ca și copil Și o deschidere a mamei mele Către noi fetele Pentru că era și o grijă pe care mamele o aveau Apropo de ce ai spus tu mai devreme Vis-a-vis -vis de adolescente De momentul în care încep Cum încep și ce se întâmplă în jur Și era și gura lumii atunci Dar nu numai gura lumii Pentru că se întâmplau niște lucruri Așa atunci până în uh, 90 Când uh, lumea era Nu zice neapărat mai închisă Pentru că cred că este greșit să spune că mai închisă, însă prejudecățile erau mai mari decât acum. Dar n-ați zice că este prea bine și acum, dacă nu sunt atât de multe prejudecăți, că trăim mai bine în așa libertate și libertinism, care cumva poate că ne duce mai mult către boală. Uh, da, această, acest aspect al educației este într-adevăr foarte important și o să vedeți că e important la orice vârstă. Eu nu mă refer și n-am să mă refer astăzi doar la adolescente, absolut, am absolut. să mă refer și la. și mai ales că, de fapt, zona adolescenței nu o abordez astăzi, dar am să mă refer la acele tinere care trec prin experiența nașterii. sarcinii și da. a nașterii și apoi devin mame. Dar și la doamnele care ajung pe zona de premenopauză. O să avem menopauză. discuția de final cu da. câteva instrumente de lucru și ajutătoare, pentru că avem aici niște dispozitive pentru persoanele care au născut, copiii sunt mari, însă da. au rămas cu niște nevoi. Da. Și atunci o să vorbim, o da. să abordăm de către final. În spiritualitatea asiatică, și asta corespunde cu ceea ce consideră și medicina: adolescența, începerea vieții sexuale, sarcina și nașterea, menopauza sunt considerate ca adevărate porți ale schimbării. Deci, noi trecem pe parcursul vieții noastre prin aceste porți ale schimbării, care, la nivelul organismului, sunt marcate, de fapt, de. Ce? De modificările hormonale. Sunt foarte importante. Vania, suntem femei și bărbați. În principiu arătăm la fel, dar suntem structurați diferit. Și și de aici apare să știu o situație în care bărbatul nu crede femeia când este în perioada care este, și femeia bărbatul pentru că nu înțelegem că suntem la fel, dar structurați și funcțional diferiți. Și atunci când știm lucrurile acestea, ne raportăm diferit. Nu ne mai supărăm că este o perioadă mai dificilă, nu ne mai supărăm că în sarcină, în ultima lună de sarcină, cineva nu poate să facă, nu știu, să se aplece, să ia de jos sau multe, multe altele. Da. Care se întâmplă și sunt reale. Haideți să vedem. Câte dintre dumneavoastră sunteți mame? Toată lumea. toată lumea. Aproape. A, așa, toată lumea aproape. aproape Câte dintre dumneavoastră ați născut natural? Câte dintre dumneavoastră ați născut prin cezariană? Jumijuma. Așa. <laughs> Și aș vrea să vă mai întreb câte dintre dumneavoastră ați intrat la menopauză? Deci putem să abordăm și această temă, uh -huh. pentru că o să vedem că, așa cum am spus, viața noastră este marcată de modificările hormonale, da? care ne influențează unde. Nu întâmplător am adus acest pelvis, care este un pelvis normal de femeie. Nu întâmplător există aici ceva care este roșu, da? Și dacă o să îndrept așa, o să vedeți ce, dați să văd dacă au fost bine puse, da? Sunt acolo făcute de <coughs> mine bine cu carioca, da? Trei sfintere, care să știți că sunt foarte importante pentru viața noastră. Dacă asta nu funcționează cum trebuie, e cam greu să ieși și din casă, să știți. Care ar fi cele trei sfintere? Vă explic imediat. Deci, toată zona asta roșie, de fapt, ce reprezintă? Un pachet de mușchi foarte important pentru noi femeile, pachetul mușchilor pelvii perineali, Da? Unii dintre acești mușchi, o să vedem, au diferite forme, sunt longitudinal cu fibrele, alții sunt sfincterieni. Ei bine, ăia sfincterieni ne interesează pe noi, pentru că ei marchează ce? Sfincterul ce? anal, ăsta de aici, de jos, uretra și vaginul. Da? Bun. Și haideți să vedem acum ce se întâmplă cu mușchii ăștia. Că am zis că ei sunt influențați din punct de vedere hormonal. Da? Cum? Cum, sunt? Cum sunt influențați? În sarcină. Ce se întâmplă? Datorită modificărilor hormonale, este un hormon numit relaxină, îi înmoaie. Da? Și înmuind acești mușchi. O să vedem că dacă gravida nu are uh, grijă de ea uh, uh, în perioada de sarcină, în primul rând că dacă naște pe cale vaginală, dar și dacă naște prin cezariană, dar dacă naște prin cale vaginală, se uh, poate rupe perineul sau este nevoie de epiziotomie. Dacă naște prin cezariană, chiar și așa, nu o să aibă tăietură jos, dar mușchii aceia tot slăbesc datorită relaxinei. Foarte mult puține gravide știu cât este de important să și tonifice această musculatură în perioada de sarcină și să o pregătească pentru naștere. Te întrerup puțin Vanea că vreau să fac aici așa un, un, un punct de reflecție pentru că aici intervine Moașa, aici este rolul ei asistenta sau asistentul medical nu are de unde să stea, să știe, sau chiar dacă știe, dar nu știe, nici nu are timp, să vorbească cu graviduța și să-i spună aceste lucruri, de aceea ea nu știe că nu are cine să vorbească cu ea. Trebuie să se informeze singură, dacă își dorește, dacă are suficientă educație, cultură ca să facă acest lucru. Dacă cumva îi pasă mai mult de sănătatea ei, pentru că noi, femeile în România, nu am învățat să ne ocupăm de noi și atunci, față de ce Așa se e. întâmplă în afară, da. și atunci cumva, aici punctez și vreau să punctez rolul moașei în spital direct. Da, sau în afara spitalului? Acum, să știți că acum câțiva ani, și în mod constant, și acum merg la un eveniment sâmbătă unde vin vreo 200 de gravide și mămici, Maratonul Sănătății. Deci, de-a lungul timpului, în evenimentele în care am fost invitată și unde au venit gravide și mămici, interesul este foarte mare pentru acest subiect, pentru că femeile tinere nu mai sunt educate, nu mai primesc de la bunici, de la mamele lor și nu mai discută informații și nu mai discută despre aceste probleme. De obicei, ok, dacă ai rămas însărcinată, ok, o să faci cezariană, te duci la medic și rezolvi. Dar vreau să vă spun că unul dintre momentele care m-au impresionat cel mai mult a fost un târg, se numea Senior Fest, s-a făcut acum câțiva ani în București, și organizatorii m-au invitat, dacă vreau să țin o întâlnire despre sănătatea intimă, unui grup de doamne, care a căror vârstă varia între 55 și 75 de ani. Când m-am dus acolo, să nu-mi vină să cred, erau vreo 30-40 de persoane, plin era, era, era zona aceea și am început să discutăm. Ceea ce însă m-a impresionat foarte mult este că o parte din acele doamne au început să plângă la un moment dat. Și să-mi spună, doamna Vania, dacă eu știam lucrurile acestea când am născut și după ce am născut, poate soțul meu nu m-ar fi părăsit. Da? Poate eu n-aș fi ajuns, ajuns să fac niște operații pe care le-am făcut din cauza asta. Deci au fost câteva cazuri care, sincer, m-au impresionat foarte mult. Deci nevoia asta de informație e tot atât de uh, stringentă și pentru femeia care este în zona de menopauză. Uh, sigur că noi știm și o să vă spun cea mai amuzantă uh, întâmplare. La un moment dat a venit la mine la centru o doamnă, doamna Duse, care mi-a permis totdeauna să să vorbesc în public despre ea, 82 de ani, arăta foarte bine, era foarte aranjată și mi-a spus, doamnă, am venit pentru că vreau să fac cu dumneavoastră gimnastică de perineu, o să vedeți că asta este una dintre este metodele una. Da, și instrumentele de lucru pe care le și avem. Și am venit pentru că am citit că aveți un dispozitiv și vreau să-l iau și să-l folosesc. Și mi-a spus istoricul ei, ea trăise în Belgia, de, de aceea o și chema așa, se reîntorsese în România, soțul ei murise, nepoții au rămas în Belgia, ea avea o fică aici de vreo 50 și un pic de ani. Și mi-a spus, am niște probleme, am fost la medic aici și mi-a spus nici mai mult, nici mai puțin să mă operez. Mi-am luat bilet de avion, m-am dus și în Belgia la medicul care încă mai trăia și care, cu care eu născusem, și mi-a spus, doamna Duse, nu trebuie să vă operați, dacă puteți să vă rezervați trei luni și să rămâneți aici la noi și să, faceți, să vă învățăm să facem gimnastică, atunci lucrurile o să vedeți că se pot ține în control și nu este nevoie doamna Giuseppe e o tipă foarte deșteaptă așa și foarte uh, vivace, a intrat pe internet vă dați seama dacă ea m-a găsit pe mine nu fica ei, așa a venit la mine și a stabilit ședințele și a cumpărat dispozitivul Epino și la un moment dat după vreo lună și ceva a adus-o și pe fica ei pentru că și fica ei avea probleme dar le ținea acolo ascunse să nu știe nici mama nici prietenele pentru că avem noi genul ăsta de pudoare la un moment dat iar la medic, dacă te duci, poate singura soluție care ți-o dă este operația. Ei bine, o mașă poate, într-adevăr, să te învețe că sunt și alte soluții la care să apelezi până la momentul la care chiar ar trebui să te operezi. Deci, doamna Diuse n-a mai avut nevoie bine. de operație și a venit fica ei și mi-a zis, doamna Vania, vă sunt impresionată, dacă ați ști ce corectă e mama mea și își face, pentru că a început să simtă că îi face bine. Deci, uneori, sunt anumite lucruri în viața noastră care nu necesită un efort foarte mare pentru sănătatea noastră intimă, dar care sunt foarte importante și o să vedem că ele sunt importante pentru sănătatea urogenitală și o să vă spun imediat ce înseamnă faptul că acești mușchi nu mai sunt tonici, dar și pentru viața noastră intimă, pentru viața sexuală. Multe dintre femei în România, când intră la menopauză. Consideră că gata, cu asta am terminat și viața sexuală. Nu e adevărat. E un moment în care poți să-ți continui chiar fără niciun fel de griji și e normal Sau să. Se mai întâmplă convim. asta când este uterul, Știi că se întâmplă să fie scos, și chiar și acolo da. sunt situații problematice. Dar, din nou, dacă se ia în considerare această terapie, dacă și colegii mei, pentru că se face kinetoterapie în această zonă, pentru că, uite, trebuie să spun, acum suntem aici la un proiect educațional cu titlul mișcarea, esența creației nimic nu este fără mișcare totul se mișcă în univers, nu suntem doar un corp fizic, căruia noi ne adresăm acum, dar în mod special acum Vania a vorbit despre tonus de lipsa lui și de cum prin mișcare, că nu există altă variantă putem să creștem acest tonus da. e, deci hai să ne întoarcem la ideea noastră, la faptul că hormonii ăștia ne afectează și când suntem tinere și rămânem însărcinate și avem o sarcină, da? Practic, aceste, acești mușchi sfincterieni, pe lângă faptul că, sigur, acționează la nivelul întregului corp. Dar noi vorbim despre zona asta, da? Deci, mai ales la zona mușchilor sfincterieni, care am spus că sunt sfincterul anal, care ce ține în control? Că ei controlează fecalele. trei funcții fiziologice importante pentru noi. Este vorba de defecație, da? Cum fac? Caca. Asta este, da? Mai este ce? Uretra, care controlează mixiunea, cum fac pipi, și vaginul, care este în strânsă conexiune cu nașterea, dacă ea are loc pe cale vaginală, sau cu ce? Cu viața intimă, cu viața sexuală. Gândiți-vă că acești mușchi sfincterieni, influențați de modificările hormonale, ce fac? Încep să slăbească. Da? Și la fel se întâmplă și la menopauză. Când ca sunt și acele, alți mușchi, Vania, uh, poftim? Ca și alți mușchi. Uh, sunt uh, activitate uh, da, 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 da. că și da. Ei țin ceva. Da, uh, în perioada de sarcină și naștere, ei sunt în strânsă conexiune cu treaba asta. La menopauză, iarăși sunt foarte importanți uh, ca ei să rămână tonici, pentru că altfel viața noastră devine un calvar. Și haideți să vedem, așa. Eu le-am pus împreună care sunt practic problemele care le generează în înmuierea acestor mușchi. Păi una și cea mai frecventă, atunci când ne referim la gravide și la naștere, este ruperea perineului sau necesitatea practicării epiziotomiei, tăieturii aceleia la perineu. Când dintre dumneavoastră aveți tăietură, din cele care ați născut pe cale vaginală, e cineva care a născut intact și n-a avut nicio problemă? Nu. Asta în conexiune cu sarcina și nașterea. În rest, acum, după naștere, și asta e valabil și de obicei, la menopauză venim cu lucrurile astea de, din perioadele noastre de sarcină. La menopauză se instalează ce? Cea mai frecventă problemă de sănătate intimă este incontinența urinară. Apoi, hemoroizi. Uh, prolapsul uh, uh, uro de organe. Da, 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 prolapsul de organe. Am avut acum, avut cum câteva zile la cabinet, o doamnă de 60 de ani, uh, săraca era atât de îmi uh, spunea că face sală că uh, se duce și uh, are grijă de ea, era psiholog uh, Mai scapă... și i-am spus uh, doamna Valentina deci dumneavoastră dacă faceți gimnastică pentru picioare, aveți pretenția să aveți și brațe frumoase? Păi nu, -ți zice, trebuie să fac și cu brațele. Păi zic, așa e și cu mușchii ăștia. Dumneavoastră puteți să faceți mișcare, puteți să vă duceți, cum zicea dânsa, că se duce la sală, dar atenție, musculatura asta din zona intimă trebuie și ea antrenată, ca să zic așa în ghilimele, separat, da? Și specific, ceea ce e și foarte normal. Și specific. specific. Acum, sigur că e o temă pe care eu nu am să o abordez în Așa, după Acum, cum am început nu, întâlnirea nu. de astăzi, să vă întreb e, cine are incontinență, cine are hemoroiz, cine are prolaps. Sunt niște lucruri de intimitate pe care nu le discutăm, eu știu, decât one-to-one -one cu medicul sau cu Așa, De regulă, v-am spus, foarte multe femei nu îndrăznesc să le discute cu o prietenă, A, cu familia, scrie, este cu, eu știu, sunt ca așa ca tabu, lasă, o să văd eu ce o să fac, văd, mai folosesc tampoane, mai știu eu ce fac și ce nu știu ce, nu să nu mă apuc să încep să discut despre chestia asta. Nu e o chestie jenantă, este o chestie care se poate întâmpla, dar pe care putem să o evităm. Este motivul pentru care eu sfătuiesc foarte mult gravidele în perioada de sarcină să facă gimnastică perineală, să-și pregătească această musculatură pentru naștere. Avem foarte multe aici la medicul cu care eu lucrez și care a lucrat și foarte mulți ani în Germania. Avem foarte multe gravide care nasc natural cu perineu intact. Exact, exact. Foarte da, important. E, da, e foarte important. Știi cum e asta cu bătaie lungă? Pentru că e, aceste e, situații se văd pe termen mediu și lung. Aceste inconveniente. Dacă lucrești și dacă faci ceea ce este necesar și nevoie pentru corp, pentru că el, corpul, are nevoie. Și aici putem să venim cu o analogie e, referitoare la femeile care nășteau cum mama mea, vorbesc, dar și bunicele noastre, cu 40, 50, 100 de ani în urmă, ele munceau până în ultima zi de sarcină. Eu acum văd foarte multe femei care care vin și la mine la cabinet, și care evită să muncească. Am văzut foarte mulți medici, și nu vreau să incriminez, și departe de a aduce discuția sau a gândi că există vreo situație de incriminare, ci este o situație de fapt care se întâmplă. Și văd foarte multe femei care. Uh, sunt puse acum pe boala asta nouă, că nici nu vreau să o țin minte cum se cheamă, anxietatea de naștere, nu știu, e ceva de o frică, depresia. o depresia, da, și de la trei luni ele deja stau acasă. Faptul că singure își spună că au o problemă și că ele trebuie să stea, deja presupune o inactivitate, o lipsă de tonus în tot corpul de viață, de dorința de a trăi frumos, de a ieși în lume și atunci, până când să nască, deja oricum sunt epuizate, nici nu nu mai vor să nască natural nici gând de a lăpta nici atâta și de acolo pe termen mediu și lung vor fi alte probleme pe care, așa cum ai spus, le putem evita dacă suntem informate, dacă ne și pasă, pentru că trebuie să și pese de corpul tău. Că de multe ori nu se întâmplă chiar așa. Probabil din lipsa de educație. Acum, într-un procent foarte mare, și asta este valabil dacă voi deja ați trecut o parte prin de chestiile astea, dar pentru fiicele sau pentru nurorile voastre, deci Sarcina este o stare de sănătate. Dacă n-ai avut probleme de Absolut. sănătate înainte, da? Uh... Nai de ce să-ți fie teamă de sarcină. Sigur, uneori pot să apară în perioada de sarcină sau pot să apară chiar la naștere unele probleme, dar e bine sigur că să fie ținute în control și de aceea este și bine să, să o gravidă să fie urmărită în perioada de sarcină în ceea ce privește această musculatură, să știți că de obicei, medicii nu vă dau prea multe recomandări, ca să zic așa. Și atunci. De, în alte țări, de pildă, uh, sunt uh, multe, sunt specializate, chiar doar pe zona asta lucrează, pe perineu, cum zicem noi, și uh, uh, învață gravidele să facă gimnastică, să-și pregătească această musculatură, așa cum am spus mai înainte, învață mamele cât e de important să își retonifieze această musculatură după naștere. De ce? Majoritatea sunt femei, sunteți femei tinere, nu? Trebuie să aveți o viață sexuală normală. Am întâlnit și cazuri de genul acesta, gravide care se temeau după ce au născut să-și mai înceapă, să-și reînceapă viața sexuală. Nu e ceva normal. Adică lucrurile se pot regulariza. Sunt foarte multe mămici care, de pildă, pentru că văd că aici e o mămică, care nu știu că, de pildă, alăptarea, datorită modificărilor hormonale, generează uscăciunea vaginului exact ca la menopauză. Femeia respectivă mi-a spus la momentul... Hmm. La care a venit cu mine, a zis: Eu nu suport, zice, mi este foarte greu, mi este. Uh, ce a spus? E așa de simplu, uite, ia un ulei de cocos, faci un masaj de două ori pe săptămână și o să vezi că nu o să mai ai probleme. E normal să se întâmple așa. E un, un lucru foarte simplu. Dar dacă nimeni nu-ți-l spune, n-ai cum să-l faci. La fel este și cu musculatura asta intimă. Păi, eu, acum, dacă vreau, în timp ce stau pe scaun și vorbesc cu dumneavoastră, pot să-mi fac și exercițiile, Kegel sau dacă stau la telefon, sau dacă. Sigur, nu e recomandat să faci doi în 1, că mai bine e să Focus stai la telefon pe ceva și când da, faci da. ceva să te concentrezi și să faci acel lucru uh, cât mai bine, astfel încât și efectul să fie ca atare. Și am să uh, mă uh, raportez la uh, cele câteva probleme pe care le generează, așa cum v-am spus, uh, 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 înmuierea acestor mușchi, atât după naștere cât și la menopauză. Gândiți-vă așa că cel mai puternic mușchi sfincterian este sfincterul anal, da? El e cel mai puternic din zona respectivă. Când acest mușchi slăbește, ce se întâmplă? El în principiu, fiind cel mai puternic, slăbește cel mai târziu. Uneori însă nașterea, dacă afectează zona aceea și este posibil și sunt și modificările hormonale din sarcină, da, pot apărea semne de perineu zlăbit la nivelul acestui sfincter care în ce constau? Încep să pierzi gaze necontrolat, și în continuare, deci faceți paralela și cu menopauza, rămâne perfect valabil datorită modificărilor hormonale și mai poate să apară și ce? Flatulența anală. Adică să încep să constați că ai tampon și iau, am pierdut uh, ceva materii fecale. Eh, nu sunt plăcute. De exemplu, eu am avut la un moment dat o gravidă, mămică de fapt, eu n-am cunoscut-o ca și gravidă, care a venit plângând la mine pentru că rămăsese cu asemenea simptome după naștere, a fost a avut o expulzie prelungită și și aici trebuie să înveți o femeie cum să se screamă. Și eu știi cum o înveți? Spunându-i, lasă-ți corpul să facă ceea ce simte, da? Dacă eu te dirigez, înseamnă că fac ceea ce, faci ceea ce cred eu și care avea, trebuia să plece și în străinătate, și avea aceste simptome de, zice, doamna Vania, mi-e rușine, mă duc cu copilul prin parc și am grijă că pierd gaze și nu mă pot controla. Hai că avea și flatul anală cu atât mai mult, și dar măcar asta nu se vede. Să știți că a avut o, o voință foarte mare, după trei luni, a venit în prima lună, venea de trei ori pe săptămână la mine și făcea, a învățat să facă exerciții. Mi-a scris după aceea din Danemarca, a mai avut un copil și a avut foarte mare grijă de ea. Pentru că ea mi-a spus, eu n-am știut că în perioada de sarcină trebuie să-mi pregătesc perineul, trebuie să fac aceste exerciții și n-am știut nici că după naștere trebuie să fac același lucru. La o lună m-am dus la control, mi s-a spus că e bine, eu am spus, știți, am unele probleme. nu e nimic, lasă că or să se rezolve, or să se dispară cu timpul. Într-adevăr, hormonal, după naștere, femeia își revine cam la trei luni. Dar chiar și așa, noi trebuie să ajutăm această uh, musculatură. Bun, asta la nivelul sfincterului anal. La nivelul metului urinar, ce se întâmplă? ăla e cel mai subțire mușchi sfincterian, e ca și mușchiul cu care clipim, deci noi când clipim vi se pare că contractăm un mușchi nu prea e, așa se și explică de ce primele semne de perineu slăbit pentru că zona aceasta dacă acasă o să exerțați o să vă iasă de aici, de la coccis, până aici, jos, sub sinfiza pubiană, și în viața reală, așa este, de mărimea unei palme, poartă numele de planșeu pelviperineal, da? Iar zona dintre... sper că nu s-a... Da, Iar zona aceasta la gravide, dintre sfincterul anal și polul inferior al vulvei, poartă numele al vaginului, poartă numele de perineu. Da? Dar noi, generic, la toată zona asta, așa îi spunem perineu. Deci, primul semn de perineu slăbit apare unde și când? Păi apare aici, la nivelul uh, uretrei, când încep să pierzi primele picături de pipi. Ăsta e primul semn. Și ar mai fi vaginul, care este iarăși al treilea mușchi sfincterian din zonă. El așa, e ca un canal virtual, da? Cu un inel fibros aici la deschidere, iar în interior e căptușit de un mușchi foarte destul de flexibil, de elastic. Gândiți-vă că vaginul se dilată până la 10 cm la naștere și revine la normal. Sau el se și dilată și în timpul unei relații intime de cuplu și iarăși își revine la normal. Dacă acest mușchi este tonic în primul rând pot să vă spun că viața voastră intimă, cel puțin din perspectiva soților și partenerilor voștri, e super nu să se ducă niciodată după alte uh, partenere da? așa că ăsta e un secret al unei femei și eu mai am tătici care din când în când așa în glumă cu care mai mă împrietenesc și mi-au mi zis Doamna Vania, să știți că nevasta mea e mai bună decât era înainte. Pentru că aceste exerciții te ajută nu numai la naștere, și aici mă refer să luați în considerare și menopauza, la faptul că acest tonus, aceste exerciții, acest tonus bun al vaginului mă ajută să am o viață intimă foarte bună, dar eu ca femeie pot să am un orgasm vaginal foarte bun. Deci, iată ce beneficii ar fi. Deci, în momentul în care acest mușchi este slăbit, ce se întâmplă? O să vedem că la naștere se pot produce rupturi de vagin. Poate ați mai auzit pe la prietene care au spus că s-au rupt pe acolo, da. Plus că viața sexuală nu mai este în ordine, pentru că dacă el peretele vaginului este flasc și moale, nu mai există din partea partenerului nicio plăcere. Bun. Și acum, haideți să luăm puțin incontinența urinară, că asta ar fi cea mai importantă. Nu vă vorbesc decât așa în raporturile mele cu voi ca eu ca mașă, voi ca femei, da? Deci nu vreau să fac aici o prezentare ca în fața unor studenți sau cum ar face petrusa la facultate. Să știți că există o prevalență a incontinenței urinare Destul de mare se zice că România este pe primele locuri în Europa. Uh, și asta pornește de la femeia tânără, care după naștere nu are grijă de ea, nu își tonifică musculatura asta, intră în premenopauză Acum, premenopauza din cauza stresului, a început să fie foarte. Uh, de, s-a decalat de, sub 30 ce -am 35 am de ani, este incredibil. Bunicile noastre intrau la 60 de ani, uneori, da, la menopauză da? Hai, la premenopauză pe la 50, și tinerele din zilele noastre trăiesc această situație care desigur că mi-afectează corpul să intru hormonal la o asemenea vârstă și să am simptome de premenopauză. Și sănătatea în general, adică să nu ne gândim că faptul că avem o premenopauză mai devreme ne afectează doar în zona intimă și atât implicațiile sunt mult mai mari, nu putem să vorbim acum de toate, pentru că ne iau mult timp, însă este un semnal de alarmă și acesta. Și aș vrea să-ți mai spun ceva, Vania, pentru că vorbeam de lucrurile care se întâmplă mult mai devreme și se întâmplă multe și suntem pe primul loc și la copiii cu diabet acum a scăzut mult, mult vârsta la care copiii fac diabet și suntem din nou printre primele țări din Europa și așa mai departe. Ideea este că am avut la cabinet zilele trecute o domnișoară, 23 de ani, din discuții am ajuns să aflu de la ea că are scos un chist de pe un sân și eu sigur că am făcut ochimari mari pentru că, așa cum îi faci de acum, pentru, nu, nu, nu înțelegeam la 23 de ani și mă uitam la ea, am întrebat-o, ai un partener? Da, nu urmează să mă și căstoresc. Uh, și zice, dar știți, zice, nu vă mirați așa că erau fete și de 18 ani, adică era oricum fericită că erau colege de-alei, prietene, mă rog, femei, fete mai mici de vârstă care la fel aveau din sân o parte scoasă. Ceea ce pentru mine a fost alarmant, m-am gândit atunci că nu se poate, este prea devreme ca un chirurg să intre așa brusc într-un sân și să scoată, sau chiar și un ovar, că am auzit și asta. Dar asta e acum, recent, ceea ce am auzit și uite că, da, vorbind despre ele, este. nu sunt pe termen lung de ajutor pentru sănătatea generală. Ca să înțelegeți incontinența urinară, am zis, când încep să pierd o picătură de pipi necontrolat, e de gradul 1. 2-3 picături gradul 2, mai multe picături deja sunt într-o fază mai avansată. Să știți că este frecventă la femei, mai mult la femei decât la bărbați, chiar într-un proces destul de mare. Și ce aș vrea să vă spun? Eu am pus o clasificare care mi-a plăcut foarte mult, adică incontinență de efort sau de stres. Asta ce înseamnă? Că Pierd pipi doar în timpul unui efort fizic. N-am treabă, ziua, noaptea, merg la toaletă normal, chiar dacă consum lichide. Noaptea, dacă mă duc seara până dimineața, n-am nevoie, dar dacă fac un efort. Acum, aici, Petruța mă poate superviza foarte bine, ea fiind kinetoterapeut, nu? Deci, fac un efort, pierd pipi. Sigur că efortul ăsta poate să înceapă chiar de la lucruri banale, strănut mai cu forță tușesc, uite cum era o doamnă care tușea foarte rău înainte sau ridic brusc niște greutăți sau fac niște uh, sărituri da? uh, și simt că am pierdut o picătură de pipi. Este un clopoțel. Este această incontinență la efort, care cu exerciții, să știți că se poate foarte bine regla și nu o lăsăm să meargă mai departe. Ar mai fi și o a doua formă de incontinență, care se numește incontinența cu imperiozitate. Aici, ce se întâmplă? E diferit decât la incontinența de efort, adică fac pipi de foarte multe ori pe zi, da? de cel puțin 10 ori pe zi, consum și lichide, dar mă duc uh, frecvent ziua, mă duc frecvent și noaptea și încă ceva, senzația de pipi apare foarte brusc și dacă nu mă duc în clipa aia la toaletă, Simt că scapă niște picături de pipi, mai multe sau mai puține, în funcție de gradul ei. Deci, incontinența cu imperiozitate. Și uneori poate să existe și o combinație din acestea două. Ei bine, ce pot să fac? O să vă explic la sfârșit cât sunt de simple exercițiile care se pot face și cum puteți să le vile însușiți și. Chiar să le folosiți în mod frecvent. Așa, o dată pe săptămână, aveți grijă să faceți o baie generală sau de două ori pe săptămână să faceți duș, asta. Așa trebuie să aveți grijă și de zona aceasta. Eu, de pildă, sunt într-un grup de yoga 55 plus. Uh, e un program foarte frumos făcut cu Kaufland, o să-i dau lui Petruța când reîncepe, acum se întermine sunt mai multe, au fost mai multe sponsorizări de, care uh, ne ajută și ajută acele doamne care sunt acolo la premenopauză, menopauză, să facă mișcare în mod uh, curent că aici pentru să articulați. Da, da, știi cum? Mă gândeam că putem să facem multe lucruri pentru orice, inclusiv pentru față, femeile, dar în mod special femeile, lucrează. Acum ai văzut că se poartă botoxul și alte operații. Da. Uite că în zona intimă nu putem să facem aceste lucruri și trebuie musai să muncim. Adică orice am vrea noi să ne facem chirurgical estetic și să ne facă altcineva, nu se poate ce mai avem, ce se mai întâmplă cu zona asta intimă hemoroizi unele avem hemoroizi chiar dacă n-am născut niciodată altele au acești hemoroizi urmare a unei sarcini deci de obicei hemoroizi apar din cauza constipației, din cauza presiunii pe care o exercită sarcina din cauza superponderabilității când te îngrașă foarte mult da și pe un fond de uh, uh, favorizant, da, o circulație că hemoroizii de fapt ce sunt ca niște varice. Numai că sunt dilatații varicoase în jurul sfincterului anal, în interior sau în exterior. Și acolo putem să punem ciorapi, cum avem, uh, pentru că tot este parte da, din profesia mea, Da, dacă la varicele de pe picioare uh, dăm ciorapii medicinal, din nou vin. Și de ce? Către această zonă, că este nevoie să facem ceva și aceasta este mișcarea și avem specialiști, avem și moașele care ne ajută în timpul sarcinii, după fizioterapeuții, kinetoterapeuții care ne ajută și programe da. de yoga și sunt de toate. E musai să lucrăm. Așa este. E, bine, și ar mai fi cea de-a treia problemă pe care o poate avea această zonă, este vorba de prolapsul uterin. E, asta e o mare problemă și pe lângă faptul că te deranjează, desigur că aici, de obicei, recomandarea este de operație, dar chiar și aici se, se poate acționa înainte. De altfel, doctorul acesta cu care lucrez spunea că în Germania și și în alte țări, eu știu, terapia pentru asemenea situații este ca înainte să faci. Trei luni gimnastică, și apoi operație și apoi iarăși gimnastică. Adică dacă o femeie are probleme de incontinență urinară după naștere și e în jur de 40 și de ani, e încă o femeie tânără. Vedeți că acum în zilele noastre, la vârsta asta, multe femei au primul copil, prima sarcină, primul copil. Deci dacă e într -o, la o vârstă de genul acesta, e destul de greu să-i recomanzi operează-te ideea este că chiar dacă este într-o etapă în care trebuie să se opereze, că așa a evoluat, să zicem, afecțiunea ei, indiferent de care dintre cele trei pe care le-am menționat ar exista, ea este bine și dacă ajungeți în situația asta, Faceți înainte trei luni de zi în gimnastică, operați-vă și după aceea iarăși gimnastică, pentru că Petrusa poate să completeze. Dacă acești mușchi nu sunt tonifiați, orice operație, cel mai bun doctor din Pitești sau din București sau de unde vreți voi, din altă parte, nu vă poate ajuta, simptomele vor să și, revină. Și o să revină și prost o să fie din nou. Să știi că eu mă uit la ceasul tău, am și eu telefonul pe masă și ne apropiem da. de final. Aș vrea, dacă mai ai metodele, ceva de, de, da. de metodele da. De, da, instrumentele de lucru. Da, da, da. Pentru că avem și eu sunt fascinată de acest epino, O să le spui pe toate, dar povestea epineu, epinoului este. Da, da, da. Într-un fel. Acum, toate aceste trei afecțiuni, cum să vă spun, au același tratament. Deci trebuie să învățăm să facem mișcarea, Mișcare. Da, să învățăm să facem exerciții în zona aceasta de intimitate corect. Da. Și astea putem să le facem în diferite moduri, simplu sau chiar cu ajutorul acestui epinod despre care a povestit Petruța și care e foarte mult folosit în alte țări, e numărul 1 din lume. Da, hai să vedem cine știe să facă exerciții Kegel. Da. Cum se fac exercițiile Kegel? Bine, apreciez sinceritatea că ai spus, da? Probabil că ai făcut, dar eu o să punctez. Ca să putem să învățăm corect să facem exerciții Kegel, o singură dată, prima dată, ne ducem la toaletă când avem vezica plină, dăm drumul la primul jet și îl oprim. Virtual, să zicem. Dacă ați face în acest moment chestia asta, gândiți-vă, dar să nu aveți vezica plină, da? Deci am dat drumul la um, un jet. Și strâng ce fac? Strâng sfincterul anal, vaginul și uretra. Ăsta este exercițiul Kegel. Simplu, foarte simplu, dar atenție, niciodată nu trebuie să implicăm uh, mușchii fesieri, mușchii din partea de jos a uh, abdomenului, aburticii sau mușchii de pe partea internă a coapselor. Deci, contract sfincter, vagin, uretră, da? Sfinter, vagin, uretra. De aceea este nevoie de profesioniști, de da. oameni în domeniu, pentru că singur, așa de pe net, putem face orice, orice profesie, inclusiv aceasta, culturală, dar compensația aceasta care se face cu alți mușchi, o vede terapeutul, o vede moașa, ei știu ce înseamnă să lucrezi din altă parte decât acolo unde este vizat direct. Amuzant, eu am lucrat în perioada asta de COVID de acasă, online, cu consultanță, cu tot ceea ce fac eu, dar vreau să vă spun că a fost foarte amuzat, am colaborat și cu o franțuzaică care la rândul ei făcea în sfârșit masaj de bebeluș la Paris, masaj de gravidă și așa mai departe și printre care M-a întrebat, zice, Vania, zice, tu nu faci masaj de perineu? Zic, mai, mai fac, zic, dar la noi, în general, femeile nici gravidele, a, doamnele la menopauză, nici vorbă, zic, nu vin să-și facă masaj de perineu. Își fac alte forme de masaj. Zice, a, la noi, la cent în centrele de frumusețe, deci și femeile tinere, dar și cele care intră deja la premenopauză, menopauză, unele doar ca să învețe ele corect să facă, se să duc să-și facă câteva sesiuni. Da dar franțuzi, aici, în general preferă să apeleze la asemenea servicii. Nu sunt servicii de altă natură, să nu le confundăm, da? El ține, ele țin de zona de sănătate. Și medicală. Da? Și eu totdeauna pot să evaluez când o gravidă sau când vine o mămică sau o doamnă la menopauză, îi fac totdeauna un tușeu și o pun să facă asemenea, un asemenea exercițiu, să-mi dau seama care este forța ei de contracție. Unele zic, gata, am strâns. Nu zic, n-ai strâns deloc, nu simt nimic. Pentru că mental aici, da, așa s-ar putea întâmpla. Și atunci, deci, așa cum a spus și Petruța, e foarte bine lucrurile acestea să învățăm să le facem corect. Dacă aveți posibilitatea să apelați un specialist, măcar o dată de două ori duceți-vă și după aceea mai departe puteți să practicați și singure acasă. Deci, contract sfincterul, strâng vaginul și uretra, fără să strâng abdomenul inferior, fără să contract fesierii, fără să contract aductorii, mușchii de pe partea internă a coapselor. Deci ăsta este un exercițiu. Al doilea exercițiu, care este și mai interesant, înseamnă, după ce îl fac bine pe ăsta, și în general sunt bune pozițiile orizontale, ca să nu avem forța de gravitație, se fac și în picioare, dar un alt tip de exercițiu care are tot punctul de pornire de aici, sunt exercițiile, zicem noi, de perineum fit, în care ce fac? Acum încep să lucrez pe fiecare sfincter în parte. Deci, la Kegel le contract pe toate, la perineum fit ce fac? Contract întâi sfincterul anal, strâng, relaxez, strâng. Contract vaginul, contract uretra sigur că sunt și acolo niște recomandări suplimentare, eu am să știți că destul de multe doamne la menopauză care intră cu mine, acum chiar pe grupul meu de yoga m-au rugat să le fac o ședință și le-am și făcut despre gimnastica de perineu, pentru că sunt femei care își doresc să își păstreze soții lângă ele, să mai aibă încă o viață intimă bună deci astea ar fi cele două tipuri de exerciții. De asta v-am spus, nu e greu să le faci și le faci, poți cu un minim, n-ai nevoie să te duci la sală, n-ai nevoie... Eu mai am și categoria de gravidă care vin de pildă chiar la mine, la cabinet, să um, le arăt deci, de două, trei ori acest masaj, pentru că crescându-le burtica foarte mult, ele nu mai pot să și-l facă. Și atunci ea zice, măcar să știu cum să-i spun soțului meu să mi-l facă bine. Iar pentru doamnele la menopauză, iarăși este foarte, foarte important. Ce pot să vă spun este că practicarea acestor exerciții stimulează secreția și lubrefierea de către glandele din zona respectivă a vaginului. Vaginul ăla uscat, care este specific femeii când intră la menopauză, ei bine, poate să fie întreținut la un anumit grad de lubrefiere practicând aceste exerciții. Da? Și ce să vă mai spun? Haideți să vă spun. Și, și instrumentul de lucru care, da. ce face, știi, este. Ai spus de mușchi, ai spus că se poate lucra din afară, da. este un instrument. Care lucrează cu rezistență. Așa cum lucrăm mușchiul biceps, toată lumea știe care o gantă rămână și trebuie să lucreze cu o forță, cu o greutate, în afară de gravitație, greutatea propriului corp, ne trebuie o rezistență ca să tonifiem mai mult. De aceea spun că e nevoie de specialiști. Pentru că, așa, singur de capul nostru putem să facem orice și ne pricepem la orice. Poate că să știți și asta este problema pentru care în România încă multe meserii nu sunt bine așezate, pentru că toată lumea face treaba orice, asta. Și, orice și oricând. oricând da. Și atunci oricând. cred că aici avem încă de lucru. De bil, acum Ministerul Sănătății din perioada de COVID n-a mai lăsat oricine să facă un curs de masaj la un salon și după aceea să vă ofere dumneavoastră masaj. Nu, ei sunt acreditați, acreditați de Ministerul Sănătății, se face un curs acreditat, pentru că masajul are niște conotații specifice. Și pentru femeia gravidă, și pentru femeia care naște, și pentru noi, femeile obișnuite sau la menopauză, Ia. sau când avem niște dureri, când nu mă dau pe mâna unui terapeut masor, mă duc la un kinetoterapeut, da, care știe și poate să facă acel tip de masaj, de ca... sau poate e contraindicat. Deci acest dispozitiv care se găsește, îl găsiți sub denumirea asta, epi minus no da? e foarte folosit din mai multe perspective, din perspectiva unei gravide, în perioada de sarcină o ajută să-și tonifice perineul, iar din săptămâna 37 să își dilate, pentru că el o să vedeți aici dacă are un butonaș o pompă, dacă dau aici din pompă el începe să se umple, da. până la mărimea unui cap de copil, copil da? Bebeluș. Deci dilată progresiv vaginul până la mărimea unui cap de copil și face posibilă nașterea cu perineu intact. După naștere, iarăși este foarte bun, dar doar după șase săptămâni când medicul îmi dă voie să reîncep viața sexuală, pentru că cu ajutorul acestui manometru Pot să apreciez prima dată când îmi fac această manevră Forța cu care să văd ce, sta, ce care pe... este tonusul perineului meu. Și după aceea, în fiecare lună, nemții recomandă cam am timp de șase luni să evaluez dacă progresez. Deci nu trebuie să mă duc nici la cabinetul unui medic, să mai vină nu știu cine, să mă mai vadă nu știu cine. Poate un medic e mai puțin, e mai subiectiv. Și zice: hm, Parcă ești mai bine, dar dacă el a văzut 100 de femei. Și eu vin și eu peste o lună, s-ar putea să nu-mi mai aduc aminte cum eram eu pe Cu zona aia și dacă chiar așa. Deci, asta ne ajută, ne dă confort, și în perioada de covid a foarte multe femei și l-au luat. Și la menopauză, iarăși, este foarte bun pentru că, tot așa. Datorită modificărilor hormonale apar aceste simptome de incontinență, hemoroizi, prolapsul, are un efect foarte bun, el chiar acționând mai profund. Și acum am să vă mai dă, arăt, mai am câteva minute? Câteva minute. Așa, am să vă arăt de pildă. Eu când fac exercițiile Kegel, Te da? să un microfon? Nu vrei să țin microfonul? Nu, cu asta mă descurc, da? Am o mingiuță. Și gândiți-vă, dacă ați putea face cu mine o dată, da? Puteți să vă închideți ochii sau să ține deschis. Deci eu când am strâns mingiuța, am contractat sfincterul, vaginul și uretra. La început o secundă, după aia 3, 5, până la 10 secunde. Dacă pot să țin contractat, da? Mă ajută extraordinar de mult, da? contract, mă concentrez bine, nu contract abdomenul, nu fesierii, două relaxez, contract, relaxez. Astea sunt niște mingiuțe, le găsiți pe la Decathlon. Sau am un, o minge pe care o folosesc aici, o pun aici între, pentru mușchii ăștia de pe partea internă a coapselor, da? și ce fac? Strâng și contract. Sfincter, vaginul uretră. Și relaxez. Strâng, Sfincter, vaginuretă. Niciodată abdomenul, în cazul ăsta, tind să intre fesierii, dar eu mă concentrez sfincter, vaginuretă. Desigur că pot să fac acest exercițiu și contractând burtica și fesierii și să știți că totdeauna când o femeie, să-mi pentru Petruța, are un o burtă din aia lăsată, să știți că are și un perineu slăbit, pentru că perineul ăsta... E legat prin niște cordonașe de uh, musculatura abdominală. Da? Uh, deci. Am venit foarte greu da? la Pitești să vă explic niște lucruri, o să ziceți doamna Vania a venit cu două mingi și ce ne-a explicat? Sunt lucruri foarte simple adică chiar putem să le facem și să le introducem dacă aveți asemenea probleme. Dacă nu aveți asemenea probleme, atunci încercați să, și o să mă reîntorc la ce am spus mai înainte că deci există o strânsă legătură între cultură și sănătate și că din păcate în țara noastră noi nu avem și aici pun în ghilimele sănătate cultura prevenției, o pun în ghilimele nu avem cultura prevenției adică dacă tot nu pierd nimic, păi da de ce să fac? Și nu dacă tot nu se vede că lucrurile <laughs> acestea nu se văd așa cum mi se văd ridurile pe față, așa cum musculatura se vede lăsată la coapsă și așa mai departe. Vania este fabulos ce vorbim aici, hmm. pentru mine cel puțin sunt convinsă că vor fi și videospectatori care la fel vor crede dar aș vrea să mai punctăm câteva lucruri, închidem și rămânem la discuții cine dorește, cu faptul că femeile nu sunt conștiente de implicațiile pe termen lung al acestor pierderi, ca să le numim așa, așa. educația de asemenea nu este numai responsabilitatea autorităților, ci este a familiei și apoi a ta personală. Și încă un lucru care mi se pare poate primordial sunt tinerii, fetele care au nevoie de această informație, dar în parteneria cumva și cu bărbații și cu băieții. Eu am doi băieți și să știți că mă preocupă foarte mult ceea ce, eu, ceea ce am învățat, ceea ce învăț și ceea ce urmează, pentru ca femeile lor să fie fericite și viața lor de cuplu să fie fericită prin uh, această educație da, așa uh, a feminității, a femeii și a. A zonei acesteia de care ei se ferește și acum. Cel mare fiu al meu are 13 ani, cel mic 9, dar cel mare este în această perioadă dificilă, cumva, sau frumoasă, dar în același timp dificilă, și chiar evită, și se rușinează, și apoi uneori face tot felul de ironii legate de asta, și nu este corect, și nu este normal. Asta doar pentru că s-a perpetuat. Deci, încă o temă de reflexie, și pentru tinerii copii, fie că femei. Fete, fiecare sunt uh, băieți. Uh, îmi vin în minte multe vania. Eu îți mulțumesc pentru această Tot discuție dragut. să știi că nu m-am gândit deloc la colegii mei din universitate la facultatea, acum se numește de științe, mă rog, inginerie, are mai multe denumiri, acolo unde activează departamentul de asistență socială, asistență medicală și kinetoterapie chiar nu m-am gândit deși am vorbit cu domnul decan acum câteva zile dar poate că nu e întâmplător ăsta a fost doar așa am aruncat momeala, urmează poate să mai avem în anul care vine o o altă emisiune, și atunci, cu siguranță, că vom aduce și, uh, poate, studentele care vor vrea să facă partea asta de moașe, poate cadrele didactice care vor vrea să înființeze Facultatea de Moașe la Pitești. Păi, și la, cine știe? la Carol Davila, la București, avem. Uh... Universitatea, nu? de, Pentru asistență. Facultatea, în cadrul Universității Carol D'Avila, avem da? facultatea de asistenți medicali, medical? Moașe, moașe și kinetoterapeuți. Da, deci, cred că așa se numește și la noi, dar nu știu dacă sunt și moașe. Asta nu știu să spun, dar nu sunt. Bine, am aflat am din sală că nu sunt. Ar da, fi un lucru da. bun care l-ai păi făcut. Pentru o... că aici am să închei prin a vă spune că rolul moașei cel mai puternic este cel legat de a face educație, da? că așa e ușor să tai ceva, să coși la loc și renumitul doctor Kegel care a conceput aceste exerciții Kegel, așa se numesc da, spunea la momentul respectiv că procedurile lui erau foarte bune, operatorii și când au început să-i apară femei care după un an veneau, reveneau cu simptome de incontinență de pildă, să se întrebe dar de ce se întâmplă așa? Și atunci a ajuns la concluzia că această zonă trebuie educată, făcute exerciții. Bă. De aceea se și numește educare și reeducare perineală sau abdominală. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Eu. Do să nu plecați nu că plecăm. după ce. Nu, 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 terminăm, nu plecăm. Anunț un cadou da. pentru voi. Da. Este nevoie să încheiem această emisiune aici, dar pentru întrebări, așa cum am și anunțat pe Facebook, întrebări cu răspunsul de la Moașa Vania, rămânem în sală pentru cei care sunt prezenți astăzi. Și cei mulțumesc care și... vor pot și online și... să mă contacteze pe Facebook. Da. Pe Moașa Vania, da? pe Instagram, pe Moașa Cu siguranță că ne vor găsi. Mulțumesc și să ne fie de folos.